Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10, de la versetul 13 la versetul 16, pagina în Sfânta Scriptură, 974, pentru cei care doriți să urmăriți în Biblie. Pentru cei care nu ați adus Biblia, vă rog să o aduceți, dar dacă nu o aveți, puteți să urmăriți aceste monitoare care transmit acest cuvânt al lui Dumnezeu. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Isus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat în brațe și a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Știți, înainte să ocupați locurile, vreau să vă rog ceva. Având în vedere că am să predic despre importanța binecuvântării lui Dumnezeu, e frumos și noi să ne binecuvântăm unii pe alții. Nu știu ce ai spus când ai dat mâna cu cel din stânga, cu cel din dreapta azi dimineață, dar aș vrea să spun în felul următor. Dumnezeu să te binecuvânteze. Uită-te în stânga, în dreapta, dă mâna cu unul, cu altul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă rog să ocupați locurile. Înainte să încep mesajul evanghelic, permiteți-mi uh, să vă aduc salutări din nordul Spaniei, din Bilboa, Biserica Elim, păstorită de fratele Fedor Timșac, duminica trecută și weekendul trecut, vineri, sâmbătă, duminică dimineața și duminică seara, ne-am bucurat împreună de prezența lui Dumnezeu. O comunitate de creștini deosebită, oameni minunați, oameni ai lui Dumnezeu, care cu atâta dragoste se adună la casa Domnului. Vreau să vă spun un lucru care m-a impresionat foarte mult, pe lângă faptul că au fost atât de uh, ospitalieri și de generoși și cu inimă creștină, ce am observat la ei. De exemplu, uh, vineri seara întâlnirea a început la ora 9 seara. Și am zis, uh, discutând cu fratele Fedor, frate Fedor, nu cred că frații vor veni la ora 9. Credeți-mă, la ora 9 seara a fost arhi plină biserica. După aceea, sâmbătă, tot la ora 9 după masă, arhi plină biserica. Și duminică seara, de la ora 6, arhi plină biserica. Știți ce mă rog, să dea Dumnezeu, așa să fie și la Muntele Sionului. Uh, nu o să începem la ora 9, începem la 6, dar vă rog la 6 să veniți la casa Domnului. După masă, la ora 6. Sper că toți, cât suntem aici, cel puțin ne vom întâlni la casa lui Dumnezeu. Nu știu de ce a scăzut această pasiune duminică seara, când altă dată era în floare această pasiune. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți. Dragii mei, am spus Dumnezeu să te binecuvânteze. Știți, amin, Dumnezeu să mă binecuvânteze. Amin. <laughs> Știți ce important este să ne binecuvântăm unii pe alții? Știți ce mult contează ce a spus Domnul Iisus? Binecuvântați și nu blestemați! Cuvântul acesta de binecuvântare, etimologia cuvântului de binecuvântare, derivă din două cuvinte românești, care nu se găsesc în limba engleză. De exemplu, cuvântul blessing sau God bless you, nu ai cum să-l traduci binecuvântare în, în limba engleză, pentru că nu are două derivații, ci doar una. Dar limba română este așa de frumoasă, Cuvântul acesta, binecuvântare, derivând din două cuvinte, binecuvântă, are un înțeles semnificativ pentru noi. Adică, vorbi de bine. Când zici Dumnezeu să te binecuvânteze, nu te referi doar la prosperitate materială, ci te referi și la faptul că Dumnezeu să te vorbească de bine. Și știți, ce zic eu despre mine însumi nu important. Ce ziceți dumneavoastră despre mine nu e relevant ce zice Dumnezeu despre mine e capital. Același lucru se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Suntem foarte consumați în această lume de consumarism. Ce zic oamenii despre noi? Și suntem deranjați când auzim că oamenii nu zic lucruri bune despre noi. Dar ne-am întrebat vreodată ce zice Dumnezeu despre noi, pentru că asta este cel mai important. Și aș vrea Dumnezeu să zică de bine. Textul care l-am citit este o întâmplare reală care s-a întâmplat în timp ce Isus predica Evanghelia. În timp ce Isus predica despre importanța căsătoriei și despre pericolul divorțului, în timp ce Iisus predica despre cât de important este un soț să stea împreună cu o soție, să nu se despartă pentru că cel mai mult vor suferi copiii, i-au adus niște mame copiii ca să-i binecuvânte, să-și pună mâinile peste ei. Ce decizie înțeleaptă să-i aduci pe copiii la Dumnezeu, pentru că El este singura sursă de binecuvântare adevărată. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar există lucruri care noi nu le putem moșteni de la părinți. De exemplu, Biblia spune, o soție credincioasă este un dar de la Dumnezeu. Iată, o mare binecuvântare e să ai o soție credincioasă, să ai un soț credincios, Asta nu o pot da părinții. Oricât ar vrea părinții să ofere copilului lor, băiatului sau fetei, băiatului o fată bună sau fetei, un băiat credincios, nu depinde de părinți, nu depinde de noi. Noi nu putem să facem absolut nimic în domeniul acesta, putem să sfătuim, da, dar nu putem să ne băgăm, nu putem să, știu eu, să facem ceva, absolut nimic, nici să determinăm, nici să oprim. Pentru că cel care face lucrul acesta, cel care împreunează pe doi să fie împreună, ar trebui să îl lăsăm să fie Dumnezeu. De-a lungul istoriei, oamenii au făcut ei împreunări, au făcut ei în fel de înțelegeri și și-au căsătorit copiii, băiatul cu fata, din cauza averii, din cauza anumitor motive firești, însă lucrurile acestea n-au avut întotdeauna rezultate bune. Cel mai cea mai înțeleaptă decizie care aceste mame au făcut-o atunci când au adus copiii ca Iisus să-i binecuvânteze. Știți ce mult contează binecuvântarea? Binecuvântarea nu oricui, binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce mult contează această binecuvântare a înțeles Iacov în timp ce se lupta cu omul acela care l-a întâlnit în revărsatul zorilor. S-a luptat toată noaptea până în revărsatul zorilor. Genesa 32 cu 26. Și când în revărsatul zorilor omul acela, de fapt cine era omul acela? dacă nu era Hristos într-un mod teofanic, într-un chip de om necunoscut, făcându-se vizibil lui Iacov și luptându-se cu Iacov, a zis, nu te lasă pleci până nu mă binecuvântezi. Știa, conștientiza ce importantă este binecuvântarea lui Dumnezeu. Iisus a luat copilașii și nu la întâmplare spune gestul nobil care l-a făcut Iisus. Spune, i-a luat în brațe, și a pus mâinile peste ei. Și i-a binecuvântat. Știți ce înseamnă asta? Dragoste. Iubire. Păi pe cine îmbrățișez? Pe cine iubești? Unii ori trebuie să îmbrățișăm și pe poia care nu ne iubesc. Domnul Isus a spus că dacă îmbrățișați numai pe cei ce vă îmbrățișează, ce lucru neobișnuit faceți? Voi ar trebui să dați o masă și celor ce nu pot să dea o masă înapoi să îi îmbrățișați și pe cei care nu vă iubesc, ca să fiți diferiți de lume, fii ai Tatălui care este în ceruri. Iacov a înțeles că binecuvântarea este importantă și a zis, nu te voi lăsa să pleci până nu mă binecuvântez. Și l-a binecuvântat acolo și a pus mâinile și l-a binecuvântat. Iar omul lui Dumnezeu Moise primește de la Dumnezeu directive foarte clare de binecuvântare. Au venit la mine uneori oameni și au zis, ne place la dumneavoastră la biserică, simpatizăm cu biserica dumneavoastră. Aș vrea să-mi aduc copiii la binecuvântare. Pot? Și am spus, îmi pare rău, nu eu spun că nu poți. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În Numeri, capitolul 6, versetul 24. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, versetul 23, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. Și să le ziceți. Deci nu pe copiii moabiților, nu pe copiii amoriților, nu pe copiii fereziților, nu pe copiii celorlalte niamuri. Nu! Doar pentru copiii lui Israel. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și întindă fața, să-și arate fața. Domnul să te binecuvânteze. Numai pentru copiii lui Israel. Adică, în vremea noastră, înțelesul e în felul următor. Numai pentru cei care au făcut legământ cu Dumnezeu. Părinții care au făcut legământ cu Dumnezeu. Sau cel puțin un părinte din familie care a făcut legământ cu Dumnezeu. Dacă unul din părinți are legământul făcut cu Dumnezeu, atunci copiii aceia trebuie aduși la binecuvântare. Pentru că e important să-i binecuvânteze Dumnezeu. Și vom vedea de ce e important să-i binecuvânteze Dumnezeu. Are Iisus Hristos nevoie de copii? Poate lucra Dumnezeu cu un copil? Poate Dumnezeu să facă lucruri mari cu un copil care este mic? Iată ce spune Biblia în Psalmul 8, versetul 2. Din gura celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astup gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Adică Dumnezeu poate să facă lucruri mari cu niște copii. În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, Biblia ne spune că atunci când mulțimile ascultau în setate cuvântul Domnului, la un moment dat Filip s-a dus la Domnul Isus și a spus, dă-le drumul, le este foame, dați-le voi să mănânce, le-a spus Isus. dar noi nu avem ce să le dăm. Și s-a aflat că este acolo un copil care avea cinci pui de orz și doi pești. s a dus Filip și a zis acelui copil, poți să-mi dai pâinițile tale și peștișorii care i-ai? Dacă copilul acesta n-ar fi fost educat în semne de maniere, dacă n-ar fi fost... Dar așa sunt copiii, copiii sunt darnici, copiii nu sunt ca noi, copiii sunt foarte diferiți. Copilul a luat pâinea, pâinițile acelea cinci și peștișorii și i-a dat. Și cu aceasta Dumnezeu a făcut o minune. Dumnezeu are nevoie de copii, are nevoie de copiii tăi, are nevoie de copiii noștri. Isus Hristos când a vorbit despre cum arată un om mântuit, n-a luat pe un apostol, n-a luat un papă, n-a luat un preot, n-a luat pe nimeni dintre cei care erau la sinagogă, ci Isus Hristos, ca să dea exemplu de oameni mântuiți, a luat un copil, l-a pus în mijlocul lor și le-a spus în felul următor. Dacă nu o să vă faceți, ca acest copilaș cu niciun chip nu o să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Un copil, cum este un copil? Dependent de părinți iubitor, fără răutate, uneori credul, crede tot ce îi spui. Și Isus a spus, dacă nu vă veți face, ca un copilaș. Iar Apostolul Pavel în relațiile intercreștine spune, veți avea uneori tensiuni, că așa este într-o familie, nu este numai roz, nu i să nu te cerți, uneori te mai cerți cu copilul, dar spune așa Apostolul Pavel, la 1 Corinteni 14 cu 20, fraților, dacă ajungeți cumva să vă certați, din anumite motive, puierile, anumite motive, poate sumare, fraților, spune Apostolul Pavel, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Uneori suntem invers. De aceea aș vrea, frați și surori, Dumnezeu să ne ajute să fim copii la răutate. Știți cum sunt copii la răutate? Știți foarte bine. Acum se bat imediat se joacă iar împreună. Dar n-am văzut doi adulți care se bat să fie imediat împreună. Ci trebuie să treacă ani și ani ca să poți să posei pui împreună, pentru că sunt la răutate oameni mari și la minte sunt copii. De aceea aș vrea Duhul lui Dumnezeu să ne trezească astăzi. De ce este important să fim binecuvântați de Dumnezeu? Aș vrea să îmi punctez astăzi cinci lucruri pentru care este important să fim Binecuvântați. Este important să aduceți copiii la binecuvântare. În această zi sunt patru familii care și-au adus cinci copilași la binecuvântare. Familia Burdețiu cu Luis Abigail, familia Pop cu Daniela, familia Măgurian cu Andrei și Sara Ilaria și familia Buhan cu Elias. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. De ce e importantă binecuvântarea lui Dumnezeu? De ce e așa de important? Pentru că, vedeți, E una binecuvântarea lui Dumnezeu. Biserica până în secolul IV practica binecuvântarea copiilor, dar din secolul, din secolul II a început. În anumite biserici, undeva în sudul, în Etiopia, a început pentru prima dată nu binecuvântarea copiilor, ci direct botezul copiilor. Adică copiii n-au niciun drept de a alege credința care vor să o urmeze, ci în mod automat, în mod forțat, părinții aduceau la biserică, biserica îi boteza și automat deveneau creștini. Nicăieri în Biblie nu specifică acest lucru și nici nu este o normă în materie de credință ca să ajungi un om credincios sau un creștin. Ci, din potrivă, copiii erau aduși la binecuvântare, iar adulții erau aduși la botez. Conform a ceea ce spune Petru, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe, pe voi și anume botezul care nu este o spălare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Adică cel care se botează, el având cugetul curat, trebuie să mărturisească public că îl primește pe Isus Hristos. ăsta e botez. Dar când un copil, un bebeluș, luați-l pe oricare din acești copii și întrebați-l dacă crede în Iisus, dacă crede în Dumnezeu, el nu are ce să mărturise, nici nu vorbește. Deci, copiii trebuie aduși la binecuvântare. De ce e importantă binecuvântarea lui Dumnezeu? Vă rog să țineți minte câteva lucruri. De ce noi am fost aduși la binecuvântare și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut părinți credincioși care m-au adus într-o zi la binecuvântare. Binecuvântarea asta te urmărește toată viața. Indiferent ce faci, unde te duci, să știi că binecuvântarea lui Dumnezeu te urmărește. Iată câteva lucruri. În primul rând, binecuvântarea lui Dumnezeu este importantă pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu ne păzește în viață. Țineți minte ce vă spun, binecuvântarea lui Dumnezeu ne păzește în viață. Sunt lucruri de care noi nu ne putem păzi. Vă dau un exemplu din Cartea Numeri, capitolul 6, versetul 24, unde spune așa: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Este primul lucru menționat de Dumnezeu atunci când aduci copiii lui Israel la binecuvântare. Să le spui copiilor lui Israel că primul lucru de care au nevoie de binecuvântare este ca Dumnezeu să-și poată oferi protecția. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. De ce să ne păzească Dumnezeu? Iată ce important a fost binecuvântarea pentru Israel. Spune în, în cartea Numeri, capitolul 22 și capitolul 23, că atunci când Israel a ieșit din Egipt și a intrat în Canaan, mergea înspre țara Canaan, un împărat s-a speriat, s-a temut foarte tare, Balac, de poporul lui Israel. Era pe vremea aceea cineva care ce binecuvânta el, îl asculta Dumnezeu și binecuvânta. Dar și ce blestema el, Balam, Dumnezeu asculta și îl, îl blestema. Și s-a dus Balac cu o mulțime de bani ca să-l convingă pe Balam, pe acest uh, proroc, la început și ulterior, după ce a devenit vrăjitor, o să pot să demonstrez și cu Biblia, l-a convins pe acesta ca să-l blesteme pe poporul lui Israel să se ducă. Dumnezeu. el a întrebat pe Dumnezeu să mă duc cu oamenii aceștia, cu trimișii lui Balac, să mă duc să-l blestem pe poporul Israel. Dumnezeu a spus, nu te duce, să nu te duci cu oamenii aceștia. Dar fiindcă el insista înaintea lui Dumnezeu, că așa se întâmplă când noi insistăm înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune odată nu. Și dacă tu asculți pe Dumnezeu și nu mai insiști, dacă începi să insiști mereu, Doamne, dar te rog, te rog, te rog, până la urmă Dumnezeu se lasă în dupleca și zice, nu, no, bine, du -te. Exact asta s-a întâmplat cu Balam. Dumnezeu, până la urmă, tot insistând Balam, Doamne, să mă duc, Doamne, să mă duc. Mă, dacă ești așa încăpățânat, du-te. Eu nu o să fiu cu tine și nu o să pot să-i blestem. Du-te dacă vrei. Și a pornit la drum. Dumnezeu i-a vorbit prin asinul pe care el călărea, prin măgărița pe care mergea. Îngerul Domnului a stat împotrivă și era cât pe aici să-l omoare pe Balam, îngerul Domnului, pentru că însuși îngerul era supărat că Balam n-ascultă de Dumnezeu și putea să ia viața imediat. Dar măgărița, acel animal necuvântător, s-a speriat când l-a văzut pe înger în fața ei, Balam încă nu-l vedea și s-a oprit. Și știți întâmplarea, de câteva ori ea s-a opus, el a început să o bată și la un moment dat măgărița începe să vorbească. Nici măcar atunci nu se trezește omul acesta orbit de puterea banului. De ce mă bați? Nu te-am dus eu oriunde. De fapt îngerul Domnului vorbea prin gura ei. Nu te-am dus eu unde vroiai tu. De ce mă bați? Și atunci s-au deschis ochii și au văzut acea revelație dumnezească. Cu toate acestea. Orbirea de bani, de aceea spune Apostolul că unii au căzut pe calea lui Cain, care a iubit plata fără de legii, adică a iubit banii, un om corupt, cu toate că trebuia să slujească lui Dumnezeu. Însă el se duce, ajunge, se urcă pe munte împreună cu Balac, care chiar face și slujbe, într-un fel, păgâne, aduce jerfe zeilor lui și acum stătea gură cască să-l blesteme pe Israel. Știți că în Biblie scriu și de blesteme. Dumnezeu a vorbit în Deuteronom pe doi munți, pe Garizim și pe Ebal, despre binecuvântări și despre blesteme. Însă, Balac, acum vroia să audă pe Balam cum blestemă pe Israel. Și a început Balam să deschidă gura. Când a vrut să zică blestemat, a zis, binecuvântat să fie Israel. Ce frumos întind corturile tale ale lui Iacov. Ce frumos popor, ce minunat popor, ce binecuvântat, când aude balac, își smulge părul, oprește-te, îmi pierd banii, îmi pierd timpul, eu te-am chemat să-l blestem și tu-l binecuvântezi. Auziți ce răspunde omul acesta? Pot eu să blestem pe cel pe care l-a binecuvântat Dumnezeu? Nu pot. Dragul meu, nicio forță, forță ocultă, nicio vrăjitorie, nicio ghicitorie, niciun vrăjitor, niciun ocultist nu poate să blesteme un copil al lui Dumnezeu. Dacă cineva de aici, în naivitatea și în neștiința creștină, s-a dus la un vrăjitor, s-a dus la un ghicitor, să știți că diavolul poate să înșele pe copilul lui Dumnezeu. Nu o să-ți spun adevărul despre viața ta. E un păcat să nu te mai duci. Pentru că cel ce binecuvintează este Dumnezeu. Și Dumnezeu, în calitate de cel ce binecuvintează, așează protecția peste noi. Nimeni nu poate face vrăji împotriva noastră. Nimeni nu poate să, facă, să cheme duhuri sau să facă lucruri rele împotriva ta. Dacă tu ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ești păzit de Dumnezeu. Așa că nu te mai teme de vecinul că o plătit vrăj să se ducă la nu știu cine să-ți facă nu știu ce. Pentru că nicio forță ocultă nu are putere împotriva unui binecuvântat al lui Dumnezeu. Asta o spune Biblia și nu o spun eu. De aceea Domnul Iisus în Matei 5 cu 44 a spus Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Știți de ce? Pentru că cei ce ne blestemă, dacă cineva te-a blestemat vreodată, blestemul nu se leagă de tine pentru că ești sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Poate să spună orice cuvinte de blestem, ei nu pot să facă absolut nimic. Când suntem binecuvântați, noi avem uh, protecția Lui Dumnezeu împotriva descântecilor, a vrăjitoriei, a ghicitoriei. Auzi ce spune Deuteronom 18, 10 la 12? Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșug de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Adică aceste neamuri dinaintea ta practică aceste forțe oculte, lucrează cu duhurile întunericului, dar pe tine nu o să te afecteze, nu o să ți se întâmple niciun rău, pentru că ești sub binecuvântarea mea. Dumnezeu pedepsește pe cei ce practică astfel de lucruri. În Maleahii, capitolul 3, versetul 5, spune așa, Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului sau salariatului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, ne dreptățesc pe străini și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Iată că Dumnezeu pune pe toți acești în această categorie și zice, Dumnezeu, eu îi voi pedepsi, nu trebuie să-i pedepsiți. Nu trebuie să aruncați voi vorbe la fel cum vă aruncă ei, pentru că sunteți sub protecția lui Dumnezeu. În această zi ați adus acești copii la binecuvântare, să-i puneți sub protecția lui Dumnezeu de forțele întunericului, de lume și de atacurile ei subversive, de diavolul și de toate practicile lui de care se folosește. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne păzește. Un al doilea lucru. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu numai că ne păzește, dar binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește. Iată ce spune Biblia în Proverbe 10 cu 22. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Noi putem să dăm copiilor noștri mașină, putem să le dăm bani, putem să le dăm casă, dar toate acestea într-o zi se strică, mașina se strică, casa se degradează. Însă binecuvântarea lui Dumnezeu nu se degradează niciodată. Un binecuvântat al lui Dumnezeu nu numai care are prosperitate materială, pentru că binecuvântare nu înseamnă doar prosperitate materială. Aici între noi sunt oameni care au diferite posibilități materiale. Unii au mai mult, altii, alții mai puțin. Alții poate n-au chiar deloc. Și atunci dacă am spune că binecuvântarea este doar prosperitate materială, cei care n-au deloc ar zice, Doamne, Tu nu ești drept. De ce la X îi dai și mie nu-mi dai? Ce, eu nu slujesc la fel ca el? Sau poate chiar mai bine? Dar binecuvântarea lui Dumnezeu nu înseamnă doar prosperitate materială. Am văzut miliardari, bilionari în America, care n-au niciun fel de satisfacție, niciun fel de bucurie, pentru că prosperitatea materială nu înseamnă neapărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Uneori prin delapidări, prin înșelăciuni, prin excrocherii, unii au putut să ajungă bogați. Industria farmaceutică a ajuns foarte bogată în vremea pandemiei când vindea acele, zis, vaccinuri care ar fi posibil să te protejeze. Dar ei au făcut miliarde și miliarde de dolari în această perioadă pandemică, considerând că poate să înșele pe oamenii slabi și pe cei care Sigur s-au dus să se vaccineze să-și cumpere acest vaccin. Și nu sunt doar ei singura categorie. Asta nu înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu care îmbogățește? Vă dau un exemplu din doi împărați, capitolul 4, de la 1 la 7. Acolo ni se spune despre profetul Elisei. Dacă vreți citiți acasă. Profetul Elisei ajunge în, într-o localitate, lângă Samaria, și o femeie iese înaintea lui plângând. Stăpâne stăpâne. Soțul meu era un proroc din ceata prorocilor. Soțul meu a murit. Cu toate că era proroc, Dumnezeu nu l-a vindecat în alte cuvinte, a murit. Aș vrea, aș vrea să te rog ceva. Am o mare datorie, stăpâne. Și eu n-am știut că soțul meu s-a îndatorat de la cineva cu bani. N-am de unde să plătesc datoria, pentru că îți văd, vă, am doi copii, n-am de unde să plătesc datoria. Și omul care a venit să ceară datoria este fără milă. Vrea să-mi ia cei doi copii, robi. Fă ceva, că n-aș vrea să-mi pierd copiii. Poți să faci ceva? Ce ai acasă, femeie? Păi am acasă un ulcior cu puțin un de lemn. Este tot ce mai am. Du-te pe la vecini. Cere vase, dar nu cere puține. Cere vase goale, vase multe și du-le în casa ta. După ce le duci în casa ta, cheamă-ți copiii lângă tine și pune și pe ei la treabă lângă tine. Tu să iei ulciorul acela cu vasul de ulei puțin care l-ai și să torni în vasele goale. Copiii tăi se vor uita ce vei face și vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește, adică puținul care l-ai, Dumnezeu îl poate înmulți. A început femeia să toarne în primul vas, în al doilea vas, în al cincilea, în al zecelea vas și culmea că uleiul ăla nu se mai termina din recipientul ăla mic care l-avea ea. Până la urmă s-au umplut toate vasele și încă mai era ulei în ulcior. Copii, mai aduceți vase, nu mai avem, toate s-au umplut, toate, extraordinar, plină de fericire femeia, aleargă la Elisei, om lui Dumnezeu. Mi s-au umplut toate vasele goale, am văzut minunea lui Dumnezeu. Femeie, du-te, vinde uleiul acum. Vedeți ce înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu? Prima dată, înainte să-ți dea Dumnezeu un dar, Dumnezeu îți dă înțelepciune. Eu n-am văzut slujitorii lui Dumnezeu proști, iertați-mi cuvântul. Orice slujitor al lui Dumnezeu mai întâi trebuie să aibă minte, să fie deștept, să fie inteligent, să fie înțelept. Și omul lui Dumnezeu înțelept, îi... pentru că Dumnezeu lucrează cu oameni și prima dată dă înțelepciune. Dacă lipsește cuiva înțelepciunea, zice Biblia, nu naivitatea, înțelepciunea Dumnezeu să o ceară și Dumnezeu i-o va da. Și îi spune omului Dumnezeu, Elisei, acum știi ce să faci? Ce să fac, stăpâne? Du-te, vin de tot uleiul. Ia-ți banii, plătește-ți datoria și o să-ți rămână ulei și să ai de consumat pentru tine și casa ta. Asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește și nu lasă să fie urmată din niciun necaz. Știți de ce? Știi de ce n-ai? Știi de ce ești o sărac? pentru că nu dai, ești zgârcit și nu vrei să dai pentru Domnul, pentru că nu te încrezi în binecuvântarea lui Dumnezeu. Auziți ce spune Hagai, capitolul 1, 5 și 6. Așa vorbește acum Domnul Oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Deci prima dată e problema căilor noastre. Noi nu umblăm pe calea care trebuie. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și nu vă este cald. Și cine câștigă un salariu, îl pune într-o pungă spartă. Ți se întâmplă să nu-ți ajungă banii de la o lună la alta? Acolo lipsește ceva, undeva e o problemă. Problema între tine și Dumnezeu, nu între tine și mine, nu între tine și biserică. O, oh, nu dau eu bani la biserică, dar ce să dau eu bani la ăia? Că ăia nu știu. Dar tu nu dai bani la aia, nu dai bani la biserică, tu în primul rând îi dai acei bani pentru Domnul, în numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu binecuvântează. Nu vreau să țin nicio pledoarie în sensul acesta, că și așa Dumneavoastră sunteți foarte dar nici Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar vreau să spun că binecuvântarea lui Dumnezeu înmulțește. N-am văzut creștin nici în America, nici în România, care să dea să ajute pe cineva și după aia el să sărăcească, să ajungă să ceară. Încă n-am văzut. Din potrivă și în America am văzut că frații care aveau business, care aveau prosperitate, dădeau cu mână largă fără să se uite. Și culmea mă că ăștia nu sărăceau. Li se mai înmulțea businessul, Mergeau mai prosperi. N-am văzut sărac care să dea bani din bani lui Să binecuvânteze pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Să ajungă să ducă lipsă după aia și să zică: Am venit să-mi dai banii împrumut, că mi-am dat banii și nu mai am. Nu există așa ceva. Dumnezeu, când binecuvântează, el înmulțește puținul care-l ai. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Știți, e o mare binecuvântare să te bucuri de ce ai. Pentru că alții nu se pot bucura de ce au și asta nu-i binecuvântare, ci e un fel de îngrijorare să nu-l numești blestem. Dar să nu te poți bucura tu de banii care ai, să nu te poți bucura tu de mașina, de casa care o ai. Asta nu e binecuvântarea lui Dumnezeu. Uite ce spunem în Salmul 4, versetul 7 și 8. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Binecuvântat să fie Domnul. Iacov a fost binecuvântat de Dumnezeu, cu toate că Laban nu l-a vrut bogat. Genesa 30, 25 la 43, uitați-vă cum Dumnezeu înmulțește din nimic. Dumnezeu îl binecuvântează pe Iacov și când Iacov se întoarce acasă de la Laban, după 25 de ani de robie, de sclavie, de muncă la Laban, Uitați-vă cu ce binecuvântare se întoarce Iacov. Dar binecuvântarea lui Iacov spune cum a obținut-o. N-a obținut-o stând așa doar, făcând plajă ziua și dormind noaptea. Ce au zis ce zice Iacov? Știți ce îi spune socrului său? E adevărat, e adevărat că am venit cu mare bogăție. Dar să știi că pentru bogăția asta eu am lucrat greu. Ziua mă topiam de cald, noaptea mă prăpădeam de frig. Am muncit în fiecare zi și nu te-am înșelat cu un ban. Am fost credincios și Dumnezeu a văzut că am fost credincios și m-a binecuvântat. Dumnezeu din nimic te poate binecuvânta. N-am crezut niciodată când eram copil că Dumnezeu mă va binecuvânta în felul cum m-a binecuvântat. Nici nu puteam să-mi imaginez lucrul acesta. Mulți dintre dumneavoastră sunteți la fel când schimbați papucii cu frații mai, mai mari când vă luați papucilor și mergeați la școală, când n-aveați un ban ca să vă cumpărați un sandwich sau să vă cumpărați anumite lucruri, amintiți-vă de acei ani ai copilăriei. Nu vorbesc de generația asta tânără care le are toate la discreție, vorbesc de generația mea, de cei dinaintea mea care n-au avut ce au astăzi. Și astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu atâtea binecuvântări, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, în al treilea rând, este veșnică. Au zis ce spune în 1 Cronici 17 cu 27. Iată cum se roagă omului Dumnezeu. Binecuvintează, dar casa robului tău, ca să rămână pe vecie înaintea ta. Căci ce binecuvântezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru? Ce binecuvântează Dumnezeu este binecuvântat pentru totdeauna. Se poate întâmpla un creștin. Să-și piardă binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu zice că binecuvântarea lui e veșnică. Țineți minte ce vă spun acum. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu se sfârșește. Binecuvântarea lui Dumnezeu continuă întotdeauna. Dar omul care iese de sub binecuvântarea lui Dumnezeu nu va mai beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu. Omul care fuge de binecuvântarea lui Dumnezeu, căutându-și să-și facă plăcerile lui, încălcând principiile Sfinte. Nu va mai beneficia de acele surse de binecuvântare ale lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Judecători, capitolul 14 și capitolul 16, capitolul 14, 15, 16. Veți citi acasă despre Samson, omul cu părul lung. Omul acesta a fost binecuvântat încă din pântecele mamei. Dumnezeu i-a spus prin uh, slujitorul, prin înger, cum să se comporte femeia în timpul sarcinii, apoi cum să se comporte copilul după ce se va naște și cum va crește mare. El va fi nazireu pus deoparte pentru Domnul. Și lucrul acesta va trebui să-l poarte cu strictețe, cu grijă, el n-are voie să-și tunde părul, n-are voie să mănânce struguri, n-are voie să bea must sau vin, n-are voie să, fa să se căsătorească, n-are voie multe, mai ales să nu se ducă la filisteni, să nu ia fete dintre fe fetele filistenilor. Samson toate aceste lucruri le încalcă. Rând pe rând toate le încarcă. El este un binecuvântat al lui Dumnezeu. Duhul Domnului se coboară peste el și are puterea să se lupte cu armate de filisteni care n-au putut să-l învingă pe Samson. Și l-a învins o femeie. O femeie a reușit să-l scoată de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și după ce l-a scos, binecuvântarea lui Dumnezeu nu și-a mai făcut efectul. A venit o vreme când el a ajuns rău-rău de tot. Și a zice, un binecuvântat al lui Dumnezeu să ajungă cu ochii scoși, legat la râșnița filistenilor, iar filistenii să stea acum sus pe platourile acelor clădiri, susținuți de stâlpi și să râdă de cel binecuvântat de Dumnezeu. Da, când un binecuvântat al Domnului părăsește, iese de sub binecuvântarea lui Dumnezeu, nu-i devină Dumnezeu, ci efectul de binecuvântarea lui Dumnezeu nu-și mai face efectul. Știți ce a fost interesant? Când vremea aceea când el râșnea la rășnița filistenilor, când era cu ochii scoși, două rugăciuni face Samson în viață. Prima dată la stânca etan, când este sete. Și a doua, atunci când este la râșniță. Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte și răzbună-mă pentru cei doi ochi ai mei. Nu-ți mai cer să-mi dai libertate, nici să mă întorc acasă nu-ți mai cer nimic decât un singur lucru. Aduți aminte de mine și binecuvintează mă iar. Și în timp ce el se roagă, Dumnezeu și aduce aminte. Îi revine din nou acea forță care o avea atunci când era sănătos. Prinde stâlpii care susțineau clădirea, fărâmă stâlpii și platoul cu toți filistenii cad și scrie Biblia că filistenii care au omorât acum Samson, au fost mai mulți decât i-au urmărât el în toată viața. Pentru că o rugăciune, o smerenie, o chemare a lui Dumnezeu și a lupta împreună cu Dumnezeu face mai mult decât atunci când te lupți singur. Știți ce este frumos? Că datorită faptului, fiind sub binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a uitat, l-a iertat. Și în lista celor mântuiți, din Evrei, capitolul 11, versetul 32, este trecut și numele lui Samson. Binecuvântarea lui Dumnezeu te urmărește toată viața. Când părinții te-au adus la binecuvântare și ți-au spus, vezi, noi nu bem, nu fumăm, nu curvim, nu facem lucrurile urâte ale lumii, dar de ce, tată, mamă, de ce să nu mă duc și eu la nunțile celorlalți, unde se joacă, se bea, unde se fac atâtea destrăbălări, de ce să nu mă duc? Pentru că tu ești un binecuvântat al lui Dumnezeu. Și binecuvântații lui Dumnezeu nu merg oriunde, nu fac orice. Când te vei duce, îți vei pierde binecuvântarea sau cel puțin vei ieși de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. În al patrulea rând, binecuvântarea lui Dumnezeu ne asigură identitatea. Știți, va exista o zi a judecății, când oamenii vor sta în fața tronului și a justiției divine a lui Dumnezeu, când îi va împărți cum desparte păstorul oile de capre, oile la dreapta și caprele la stânga, vorbind în mod figurativ, exact, metaforic, așa cum vorbește Biblia. Și spune că va zice celor de la dreapta lui. Ascultați bine. Cum îi numește pe cei de la dreapta lui? Veniți? Zice, stare. Binecuvântați tatălui meu. Ăsta este identitatea, numele care îl poartă orice copil al lui Dumnezeu. Veniți binecuvântați, adică toți acei care ați fost cândva binecuvântați, s-a chemat binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi, voi sunteți binecuvântați ai Tatălui meu. Veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți în care v-a fost făgăduită de la întemeria lumii și vă zice celor de la stânga lui. Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Ce mult contează să ai identitate înaintea lui Dumnezeu. Ce mult contează Dumnezeu să te numească binecuvântat. Știi, atunci în Genesa 32, de la 26 la 30, când se duce Eliazar să găsească, uh, să găsească binecuvântare pentru uh, fiul stăpânului său, când se întâlnește apoi Iacov cu Dumnezeu și toți aceștia au fost chemați după aceea binecuvântați binecuvântați ai Domnului. Când se întâlnește Iacov cu Dumnezeu, primește identitate. Auziți, în acel moment, Genesa 32, 26 la 30, omul acela a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorile, dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, și ascultați, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locul acela numele pe el, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față. Observați, când Dumnezeu binecuvântează pe cineva, până acolo are curs încât i-a schimbat chiar și numele din Iacov în Israel. Avem identitate înaintea lui Dumnezeu. Și în al cincilea rând, binecuvântarea lui Dumnezeu ne asigură apartenență. Când sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu, știu cui aparțin. Genesa 12 cu 3 spune așa, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Toți cei binecuvântați de Dumnezeu sunt fii a lui Dumnezeu. Genesa 22, cu 18, Dumnezeu i-a spus lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea atunci când vrea să-și-l aducă jerfă pe fiul său pentru Dumnezeu. Iar în Galaten, capitolul 3, 13, 14, auziți ce spune Pavel? Că noi suntem acei evrei, acei izraeliți, acei descendenți din Avram, nu datorită nativității, faptului că ne-am născut sau nu ne-am născut evrei, ci datorită credinței în Hristos. Galaten 3, 13 la 14. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram în Genesa 22 cu 18 să vină peste neamuri în Hristos Iisus. Așa că prin credință noi să primim darul, Duhul Făgăduinței, binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată binecuvântările pe care Dumnezeu le-a lăsat copiilor lui Israel. N-am să citesc blestemele, pentru că nu-mi doresc ca niciunul din acest blestem să fie peste noi. Dar îmi doresc toate aceste binecuvântări ale Lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 28, Auziți ce spune? Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncele Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate, adică în oraș, și vei fi binecuvântat la câmp rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi, care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care care le vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat el. Dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și dacă vei umbla pe căile lui, toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu un prumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu un Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini, și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă aduceți după azi Dumnezei și să le slujiți. Dumnezeu să reverse toate aceste binecuvântări peste noi. Doresc să mă opresc aici. Nu uita, binecuvântarea lui Dumnezeu este foarte importantă din aceste cinci motive. Binecuvântarea lui Dumnezeu ne păzește. Binecuvântarea lui Dumnezeu ne îmbogățește. Binecuvântarea lui Dumnezeu este veșnică. Binecuvântarea lui Dumnezeu ne asigură identitate și binecuvântarea lui Dumnezeu ne asigură apartenență. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate.